Andra, așa cum spuneam mai devreme, s-a făcut un apel la toți liderii europeni ca să voteze favorabil pentru aderarea deplină a României la Schengen și știm că ai un invitat special, te ascultăm. Da, bună ziua, se joacă pentru România, se joacă pentru Europa. Alături de mine astăzi la studioul Euronews, domnul Manfred Weber, președintele Partidului Popular European. Thank you very much for mulțumim being foarte mult pentru că sunteți alături de noi. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Alături de mine este colegul meu, Euronews World, colegul meu Șandor Giroș de la Bruxelles. Thank you very much for being mulțumim here pentru că sunteți alături de noi. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. So, we'll start our conversation. Vom începe conversația noastră cu dumneavoastră, pentru că sunt foarte multe mesaje transmise aici, la acest congres, acest congres important, pentru mesaje pentru Ursula von der Leyen, dar și mesaje pentru familiile dumneavoastră politice. Aveți foarte multe pe agenda și astăzi ne uităm la care sunt mesajele importante, care sunt transmise de aici, din București. Care sunt aceste mesaje? PPE-ul este cel mai mare partid din Europa. Noi vrem să transmitem mesaje de stabilitate în aceste vremuri de incertitudine, vrem să combatem schimbările climatice și situația din China, noi vrem să păstrăm Europa împreună. Acesta este mesajul nostru principal. De aceea Ursula von der Leyen va deveni candidatul nostru comun și vom discuta astăzi despre manifest, care sunt ideile principale despre viitorul Europei. Și vă puteți baza pe noi. Acesta este mesajul nostru principal. Ne uităm la mesaje foarte importante despre securitate. Cât de importante sunt acestea pentru România și pentru Uniunea Europeană, de ce nu? Desigur, toată Europa, toți oamenii din Europa sunt îngrijorați, există acest război din Ucraina și nimeni nu știe acum care vor fi pașii următori pe care Putin îi va lua. Există foarte multă incertitudine și de aceea mesajul nostru principal este să menținem pacea, măcar în interiorul Uniunii Europene. Nu putem garanta acest lucru în Europa, pentru că Putin a atacat Ucraina, după cum știți, și a provocat acel război, dar măcar putem să păstrăm pacea în interiorul Uniunii Europene. Aceasta va fi principala promisiune pe care noi putem să o facem, să trăim în pace. Și să facem acest lucru, din punctul nostru de vedere, este necesar să ne întărim, să apărăm pacea noastră cu toată puterea. Acesta este principalul mesaj. Pentru a construi o Europa pozitivă, trebuie să creștem în apărare, să investim împreună. Acesta este mesajul nostru principal astăzi, să protejăm pacea și acesta este, face parte din manifestul nostru. Am și o întrebare. Cum credeți, cât de departe a mers Partidul Popular European, cât de mult s-a schimbat de la ultimile alegeri și care sunt aceste elemente care au fost schimbate? Politica se schimbă, iar lucrurile pe care oamenii le cer se schimbă, când am început acest mandat, chestiunea schimbărilor climatice era centrală. Și știți că Ursula von der Leyen a creat acel acord pe climă. Am arătat lumii că putem fi responsabili din punct de vedere climatic. Acest lucru trebuie să-l facem. Apoi am avut pandemia coronavirus. A fost extrem de greu. Știți că și atunci am acționat. Am avut acel fond de recuperare peste 750 de miliarde, iar România a avut parte 30 de miliarde din acel fond pe care i-a investit în viitorul Europei. Avem nevoie de solidaritate, avem nevoie să fim împreună și aceste lucruri au funcționat după pandemia COVID. Iar acum avem parte de acest război, trebuie să întărim apărarea în Europa. Așadar, lucrurile se schimbă, aveți dreptate, dar noi dăm deja răspunsurile în timp cu provocările cu care ne confruntăm. Așadar, noi nu putem să mergem la votanți, noi putem merge la votanți să le spunem să aibă încredere în PPE. Vorbind despre acordul climatic, acesta a fost cumva copilul PPE-ului, știu că l-ați sprijinit, dar în ultimii ani am văzut câteva mișcări, în special din partea unor votanți ale PPE, care nu au mai promovat acest proiect. Cum vedeți acest viitor al proiectului dacă Ursula von der Leyen va deveni din nou președinte al Comisiei? Am 52 de ani, iar dacă ați trăit în generația mea, combaterea schimbărilor climatice ar fi fost probabil cea mai importantă chestiune pentru noi toți. Este o întrebare importantă, să oprim schimbările climatice. De aceea, angajamentul nostru este clar. Noi vom lupta împotriva schimbărilor climatice. Votanții care ne sprijină și ei sunt pentru această chestiune și de aceea noi nu avem nevoie să facem pași înapoi. Noi trebuie să le arătăm
arătăm votanților că facem un pas în față. Aveți dreptate. Pentru cum putem obține această chestiune? Sunt mai multe idei pe agendă. Știm că stânga a abordat o chestiune ideologică. Ei cred că trebuie să avem chestiuni clare, cum că în 2035 orice mașină care este produsă n-ar trebui să mai conțină dioxid de carbon. Dar tehnologia, cum să facem acest lucru, cum să abordăm mașini electrice, acest lucru depinde de piață, nu de ingineri. Așa că ar trebui să facem acest lucru într-un mod mult mai compact. Nu să ne pierdem locurile de muncă din celor din China. Vrem să păstrăm locurile de muncă în interiorul Uniunii Europene. Aceasta este dezbaterea pe care o avem acum, iar oamenii pot avea încredere în noi. Luăm această chestiune foarte serios, dar vrem să facem acest lucru într-un mod pragmatic, iar nu într-un mod ideologic. Cât de departe este chestiunea politică noastră pe migrație? Cum credeți că este una pragmatică? Știm că sunt membri ai partidului care cred că procesul pe migrație ar trebui să fie îndreptat spre o țară terță. Este acea poziția dumneavoastră? Noi solvăm probleme, iar astăzi avem foarte mulți migranți care ajung pe teritoriul nostru. Acesta este o realitate. Atunci când vorbiți cu austriecii, cu germanii, cu belgienii, cu danezii, toți ne vor spune că acele centre pentru azil sunt pline. Nu mai putem gestiona această situație. De aceea noi trebuie să pregătim răspunsuri pentru această problemă. Da, vrem să protejăm oamenii care au nevoie de ajutor, încercăm să respectăm legile de azil, dar 60% din cei care între azil care ajung în Italia și în Grecia nu au acest statut. Și vrem să stabilim un loc comun, un fond comun. De aceea, astea sunt regulile. Dumneavoastră acasă aveți dreptul de a spune, atunci când deschideți ușa la casă, aveți spune dacă puteți intra sau nu puteți intra. Dumneavoastră decideți cine intră și ce nu în casa dumneavoastră. De asemenea, vrem și noi să stabilim la frontiera externă a Uniunii Europene. Unii vor spune că acceptă, alții că nu. Aceste principii trebuie să fie implementate cu privire la frontiera externă. Statele decid, iar nu cei care aduc imigranți. Și unde este situată România în această poveste? Pentru că chestiunea povestea imigrației este pusă în prim plan de poziția Austriei, iar miniștrii noștri care sunt responsabili pentru imigrație spun că numerele nu sunt cele pe care austriecii le spun că sunt. PPE-ul este alături de România și Bulgaria. Faptele sunt clare. După ce am avut foarte multe evaluări din partea experților, România și Bulgaria îndeplinesc angajamentele pentru a intra în Schengen. Ce avem acum pe agendă este mai mult o chestiune populistă pe care o avem în fața acestor alegeri, iar nu o dezbatere serioasă. Și vreau să fiu clar că aceasta este poziția Austriei, pentru că în Austria populismul, partidul lor central și Partidul Socialist sunt împotriva României și a Bulgariei de a adera la Schengen. Așadar, avem o chestiune populistă acolo, avem o chestiune naționalistă. Trebuie să depășim acest lucru. Vreau să aduc laude conducerii României și domnului președinte Iohannis, pentru că știu că în curând vor primi acceptul pentru naval și port, dar noi trebuie să mergem mai departe. Parte, iar în acest an, în 2024, sperăm să fie implementată și cealaltă măsură terestră. Și cum va aborda PPE-ul poziția Austriei? Vom încerca să-i convingem. Noi nu putem forța pe nimeni. Încercăm să convingem pas cu pas. Deja ei au avut o poziție ușoară pe chestia asta și sper să reușim în acest an să înlărgim procesul Schengen. Este promisiunea noastră, iar votanții pot conta, nu se pot baza pe noi și se pot baza inclusiv pe președintele dumneavoastră că vom câștiga în această măsură. Înainte de alegerile europene, cred că este clar că următorul Parlament European va fi un pic mai extremist. Este o realitate. Atunci când ne uităm la PPE, acest lucru devine puțin mai spre dreapta. Poate nu sunteți de acord cu această poziție, dar aș vrea să înțeleg cât de parte sunteți dumneavoastră, cât de bine pregătit sunteți pentru a coopera cu forțele extremiste. Mă gândesc aici poate la partidul Georgiei Meloni din Italia, care poate au viziuni similare atunci când vorbim de imigrație.
Partidul Popular European este un partid de centru-dreapta, așa a fost mereu și așa va fi întotdeauna și în viitor. Uitați-vă la lideri precum Ursula von der Leyen, nu există niciun dubiu cu privire la viziunea noastră. Uitați-vă la povestea de succes a domnului Tusk în Polonia. Acest lucru arată ADN-ul din structura noastră. Noi apărăm legea, acest lucru se întâmplă și în Spania. Așadar, nu avem parte de lecții din partea socialiștilor cum să protejăm legea. Aceste lucruri s-au întâmplat și în Slovacia și în Cehia, unde ne-am confruntat cu populismul, în Malta, unde ne-am confruntat cu socialiștii care a fost parte a acelui proces atunci când a avut loc o crimă împotriva unui jurnalist. Așadar, poziția noastră este clară și noi vom fi în primul rând, pentru a apăra Europa de naționalism, sunt trei principii de bază ale PP, pe care și oricare partener pe care îl avem trebuie să fie pro-european, pro-Ucraina și fiecare partener trebuie să fie pentru legea, pentru statul de drept. Așadar, aceste lucruri le vedem și în Polonia, în Franța. Așadar, linia noastră roșie, v-am spus-o mai devreme, dar cei care vor să fie partenerii noștri se pot baza pe noi. Dați-mi voie să vă întreb o ultimă întrebare. Este vorba despre Ursula von der Leyen. Înțeleg că Partidul Popular European ascultă, se află într-un proces de ascultare a grijorărilor votanților, dar nu cred că au văzut încă, nu au văzut-o pe Ursula von der Leyen să meargă în sate sau la fermier să vorbească cu ei. Știu că a vorbit cu politicieni, a vorbit cu industriași. Credeți că este persoana potrivită și va avea parte de sprijinul necesar a populației europene, având în vedere că ea nu aleargă neapărat pentru această poziție? După cum știți, Ursula von der Leyen a început acum un proces de dialog, încearcă să implementeze schimbările necesare, biodiversitate, schimbările climatice. Cât privește ascultarea oamenilor, eu cred că se întâmplă acest lucru. Noi suntem partidul care nu dă lecții altora, noi ascultăm oamenii. Noi vom începe acest lucru în campanie, vom face și pe viitor. Știm că sunt schimbări fundamentale în fața noastră, că lumea se schimbă rapid și că există multe provocări pentru cetățenii noștri. Mesajul nostru comun este că dacă suntem pregătiți pentru a ne adapta, pentru schimbare, continentul european este foarte puternic, este pregătit să se adapteze la aceste poziții. Noi nu ar trebui să fim îngrijorați pentru viitor. Noi suntem pregătiți să-l confruntăm, dar vom încerca să ascultăm pe oameni. Aceasta este poziția noastră, aceasta este abordarea noastră. Noi cerem sprijinul oamenilor. Desigur, ei pot decide într-un final, dar mesajul nostru principal este ca oamenii să participe, să ia acest vot în serios. Desigur, să voteze pentru PPE. Noi încercăm să creăm un viitor pozitiv pentru Europa. Partidul Popular European este cel mai mare partid în configurația europeană și aș fi vrut să vă întreb care este mesajul și care este concentrarea principală pe care dumneavoastră o aveți cu privire la frontiera de est, acea frontieră de la granița, de la granița cu războiul. Cum veți ajuta Ucraina și cum NATO și ce rol va avea NATO în această poveste la granița NATO? Noi ne adunăm aici în București astăzi. Pentru mine acesta este deja un mesaj important. Nouă ne pasă de frontiera estică și de statele estice din Europa. Le tratăm ca pe egali. Nu există europeni prim sau secunzi. Noi suntem toți la fel. Știu că dumneavoastră sunteți în prima linie aici, lângă războiul cu Ucraina, dar sunt și alte țări. Și de aceea noi încercăm să consolidăm, să sprijinim pe prietenii noștri, de pildă Republica Moldova, o țară mică care are nevoie de atenția noastră. Știm că de aceea sprijinul nostru este suprem. Încercăm să facem tot ce putem pentru aceste țări. Acum este momentul. Așadar, România este aici, Ungaria este și aici. La noi încercăm să transmitem un mesaj comun pentru toate aceste țări, că suntem alături de voi. Vă mulțumim foarte mult. Dacă îmi dați voie să vă mai pun o întrebare personală, care sunt ambițiile dumneavoastră personale după aceste alegeri? Pentru că știu că ați fost candidatul central
Mă întrebam dacă vreți să fiți președintele PPE-ului în continuare sau vreți poate o altă funcție. Probabil că mă aflu într-o poziție să vă spun că sunt fericit cu ceea ce fac, am șansa să fiu președintele PPE-ului, după cum știți. Cu creștini democrați și cu alte partide vom încerca să ne arătăm responsabilitatea. Eu vreau să fiu alături de Europa, vrem să luptăm împotriva lui Putin și vrem să aducem pace și prosperitate pentru Europa. Așadar, în această chestiune, răspunsul este foarte simplu. Vreau să îmi păstrez rolul, poziția pe care o am acum și simt că am sprijin din partea prietenilor mei și din familia PPE-ului. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim pentru acest astăzi, interviu. Iată, domnul Manfred Weber, președintele PPE, și Sandor Giroș, colegul meu, Euronews Bruxelles. Acestea au fost informațiile de aici, de la Congres. Un mesaj foarte important de suport atât pentru Europa, cât și pentru România. Thank you very much again for both of Thank you. Thank you so much. Thank you.